Ideea aceasta de nemulțumire față de Ceaușescu și de politica lui și de dorință. Da, pentru că în România anilor 80 nu exista să se adune doi sau trei intelectuali care să fie mulțumiți. Toți erau nemulțumiți. Eu am lucrat într-un ziar județean 87 până în 93. Sigur, pe de o parte, oamenii aceștia care se victimizează spun ți era frică să spui bancuri, te lua securitatea dacă spuneai bancuri. Nu, nu, nu. Asta era pentru anii 50, 40 și ceva. În anii 80 se termina ședința de redacție în ziar. Noi coboram, aveam un amărât de club al presei unde aveam dreptul la o cafea pe zi, în rest beam celebru nechezol, te duceai la masă și povesteai, pentru că tu mergeai în fabrici, vedeai tot ce se întâmplă și dacă erai profesor și dacă erai medic, știai care este realitatea.